Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Încheiem în a doua zi a anului, nu suntem în 2 ianuarie 2022, încheiem povestea noastră din orașul oamenilor care îngăduie lui Dumnezeu să fie în mijlocul nostru prin minunile pe care le fac. N-am cum să nu le mulțumesc domnului comandant și celorlalți din jurul său, o echipă de oameni iubitori și plini de bucurie. Ei împlinesc într-un fel sau altul cuvântul Scripturii care astăzi am auzit-o. Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Cărările pe care ele zidesc în inima asta sunt drept în inima noastră și cred că merită din când în când să privim și așa lucrurile în viața pe care o trăim. Ioan Botezătorul, cel despre care vom avea mult de vorbit în zilele ce urmează, este prezent imediat în lectura de după înviere, este prezent mai apoi și acum imediat după naștere ca un om în care un profet care unește promisiunea cu împlinirea. Promisiunea se împlinește și sub ochii acestui om cu totul fascinant și cu totul binecuvântat. Și dacă toți suntem într-un orășel care stă pe ape de cele mai multe ori împotriva focului care ne mistuie, îngăduiți-mi să-l socotim și pe Ioan Botezătorul, cumva așezat pe apele dinaintea noastră pentru a ne arăta o dată în plus cât de mare este stăpânul care a făcut pământul și cerul și acum s-a întrupat în mijlocul nostru. Pare că a trecut mult de la Crăciun, dar de fapt n-a trecut mare lucru și toată viața noastră ține de aceste înfloriri de Crăciun și de Paști în toată frumusețea și în toată mireasma împărăției lui Dumnezeu. Începe un an și nădăjduiesc din toată inima să parcurgem iarăși împreună zi de zi, seară de seară, în încercarea de a ne susține unii pe ceilalți. Avem nevoie unii de ceilalți. O țară nu stă pe vorbe, ci pe cuvinte de încurajare și de dragoste. Îngăduiți-mi să vă spun la început de an, nu doar la mulți ani, ci să fim sănătoși. Începe o nouă zi.